În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și mulți ani să trăiești pe pământ. Preacucernici părinții împreună slujitori, iubiți bunici, dragi gazde, am săvârșit taina Sfântului Maslu la așezământul acesta. Este deja o tradiție ca în cele patru posturi de peste ani. Doamna Sica împreună cu domnul Iulian, implicați în activitatea de asistență socială, să ne cheme să facem împreună o rugăciune pentru bunicii noștri, pentru cei dragi. Anul acesta este un an dedicat pastorației persoanelor vârstnice și întreaga patriarhie s-au desfășurat activități frumoase și la școală și la protopopiat și prin concursul național catehetic de anul acesta, la care au participat mai toate parohiile din țară și din diaspora. Astăzi am venit să ne rugăm împreună în sobor de preoți și de credincioși, pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spune Mântuitorul Iisus Hristos, acolo sunt și eu. Și este un proverb care spune că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin preotul paroh, prin părintele Nicușor, un părinte vrednic, un părinte dedicat, un părinte iubitor de cântare psaltică, care am văzut e implicat în activitățile de la centru frăților voastre. Dumnezeu lucrează prin doamna Sica, prin domnul Iulian și au făcut cu adevărat un mic colț de rai. Spune un proverb că fă rai din ceea ce ai. Eu am slujit la această parohie și știu cum arăta acest centru în urmă cu 10 ani. Am predat chiar la școala aceasta începând cu anul 2004, când încet, încet clasele au dispărut, copiii s-au mutat la școala de centru, de la Sascut, și doamna Sica, ambițioasă, așa cum o știm, a dorit ca locul acesta să fie mai departe un loc binecuvântat și vedem cum sunt îngrijiți bunicii noștri. N-aș vrea să învârt mai mult cuțitul în rană, dar este un cântec care spune că un părinte poate crește 5 copii, 7 sau 10. 5 copii, 7 sau 10 nu pot îngriji sau avea grijă de un părinte, dar iată, doamna Sica, împreună cu o mână de doamne devotate, de mironosițe, mironofore ale faptelor celor bune, lucrează frumos aici, în Via Domnului, în parohia Conțești. Am săvârșit taina Sfântului Maslu. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat biserica care să fie stâlp și temelie adevărului și că prin pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime perpetuează lucrarea Duhului Sfânt în biserică prin cele 7 sfinte taine. Botezul, mirungerea, împărtășania, spovedania, preoția, cununia și taina Sfântului Maslu. Orice sfântă taină are o parte văzută și o parte nevăzută. Partea văzută este ceea ce vedem cu toții, ritualul slujbei, rugăciunile care s-au săvârșit. Dacă ar fi să ne gândim la taina Sfântului Maslu, este o rugăciune puternică și are temei în Noul Testament, în primul apostol care s-a citit de la Sfântul Apostol Iacov, spune acolo: de este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii, ungându-l cu îndelemnă rugăciunea credinței, va mântui pe cel bolnav și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Adică pentru cel bolnav se fac rugăciuni de dezlegare,
așa cum am făcut și noi astăzi. Am invocat de 3 ori Harul Duhului Sfânt asupra apei, care a devenit apă sfințită, aghiasmă. Am invocat Harul Duhului Sfânt de 7 ori asupra undelemnului, care a devenit un delemn de sfințenie, un delemn de bucurie, un delemn de vindecare, un delemn de tămăduire. Din textul acesta pe care l-am citit din primul apostol, de la Sfântul Apostol Iacov, aflăm că taina aceasta aduce vindecare sufletească și trupească și iertarea păcatelor. Noi nu știm cât putem să vă ajutăm pe frățiile voastre din punct de vedere trupește, dar sufletește, biserica este întotdeauna alături de cel aflat în suferință. Și omul se poate vindeca holistic, adică întreg, și trupește și sufletește, dacă are credință, dacă are credința cea adevărată, după cum știm că Hristos este calea, adevărul și viața. El este calea care ne duce la viața cea adevărată, dar bineînțeles că și noi trebuie să vrem lucrul acesta. Și prin rugăciunile noastre, prin prezența noastră, am dorit să fim alături de frățiile voastre, să vă spunem că nu sunteți singuri. În Evanghelia care s-a citit la aghiazmă, am aflat că acolo în Viteză, dar era un om paralizat, era un om slăbănoc, care ar fi vrut și el să se vindece, pentru că din când în când apa aceea devenea tămăduitoare, se cobora un înger al Domnului, tulbura apa și cel care intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era el ținut. Iar când Mântuitorul Iisus Hristos l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Păi cum să nu vrea omul acela care era paralizat de 38 de ani, era în suferință? Cu siguranță că voia, dar el a spus, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Dumneavoastră aveți oameni și așa cum spuneam, Dumnezeu lucrează minunat prin Părintele Nicușor, Dumnezeu lucrează minunat prin Doamna Sica, prin Domnul Iulian, prin doamnele care se ostenesc aici la acest centru. Dumnezeu lucrează în viața noastră prin medici, Dumnezeu lucrează în primul rând pentru că El este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. În biserică se face această sfântă taină. Dar, frățile voastre, noi am venit aici pentru că biserica la început era acea comuniune, acea adunare a tuturor celor care veneau și îl mărturiseau pe Hristos. Aici am făcut o mică biserică, o mică eclisia și aici l-am simțit pe Hristos alături de noi, cel care nădăjduim să vă aducă vindecare sufletească, să vă aducă ușurare, să vă aducă iertare de păcate. Bineînțeles că ne întrebăm noi, oare prin Sfânta Taina Masului se iartă păcatele și nu mai avem nevoie de spovedanie? Nu. Spune foarte frumos Părintele Cleopa că prin Sfânta Taina Masului se vindecă rădăcinile cele păcătoase. Adică noi ne spovedim, dar mai rămâne acolo în interiorul nostru un ghimbe, mai rămân urmele păcatelor asupra noastră. Și prin taina Sfântului Masul, prin ungerea de 7 ori cu un de lemn, prin invocarea Duhului Sfânt, prin pericopele care s-au citit de la apostol și de la Evanghelie, prin textele care s-au citit, prin rugăciunile pe care le-am citit, fiecare dintre noi am primit nădejde și am simțit că nu suntem singuri, am simțit că suntem unul lângă celălalt, am avut mai multă răbdare, am avut mai multă smerenie și am avut timp să ne cercetăm conștiința, să ne facem o introspecție, să ne vedem așa ca într-o clipă toată viața noastră. Să nu uităm, tremuritori creștini, scopul pentru care am fost noi creați, destinația noastră este veșnicia. Noi suntem veșnici. Trupul nostru este trecător, dar suflarea de viață care o avem de la Dumnezeu este viața cea veșnică pe care o avem și la această viață veșnică dea bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să o moștenim prin calea, adevărul și viața.
De asemenea, dremuritori creștini, iubiți bunici, să nu uităm să ne rugăm, pentru că rugăciunea este ca o respirație a sufletului. Mi-aduc aminte cum o parte din bunicii care sunt aici, când veneam și împărtășeam, îmi lăsau câte un pomelnic rugându-mă: Părinte, copilașii mei sunt în Italia, nepoata mea e în Spania, rugați-vă și pentru ei, pomeniți-i și pe ei în rugăciune, că poate ei n-au timp de rugăciune. Și dacă vă aduceți aminte, vă spuneam atunci să vă rugați și dumneavoastră pentru ei, să spuneți rugăciuni scurte. Doamne, ajută-mă! Doamne, iartă-mă! Doamne, mântuiește-mă! Doamne, milostiv fii mie păcătosului! Așa cum am auzit și în rugăciunea pe care femeia aceea cananeancă din Evanghelia 6-a a făcut-o cu stăruință. Să ne aducem aminte, dragii mei, de rugăciunea care poate să biruiască orice inimă împietrită. Pentru că dacă ne gândim la o picătură de ploaie, la o picătură de apă care cade pe o rocă, dacă va cădea picătură cu picătură, după un timp reușește să găurească piatra aceea. Dar dacă vine o furtună puternică, nu va reuși. Poate cel mult va muta din loc piatra și atât. Dumneavoastră, picătură cu picătură, rugăciune cu rugăciune, să vă rugați cerând vindecare sufletească și trupească, să vă dea Dumnezeu răbdare în suferință, să îi mulțumiți lui Dumnezeu că ne iubește așa cum suntem noi. Cine dintre noi poate să spună că este fără de păcat? Am ascultat rugăciunile de la Maslu, că spune acolo: Doamne, cine dintre noi poate să spună că este fără de păcat? Pentru că dreptatea noastră înaintea Ta este ca o cârpă lepădată. Cine poate să spună dintre noi nu că este drept, ci că a încercat cât de cât să se îndrepte, să-și îndrepte viața? Nimeni. Dar știm că la Hristos este viața cea adevărată, la El este nădejdea și El să vă dea putere să treceți peste toate încercările. Să luăm exemplu frăților voastre care ați trăit frumos, au trăit într-o credință sănătoasă, ortodoxă. Astăzi, dacă avem bisericile pline, o datorăm frăților voastre care ați dus mai departe credința, care v-ați legănat copiii, care le-ați dat o educație, care v-ați îmbrățișat nepoței, care și noi, de acum, încercăm să îi formăm, așa cum și dumneavoastră i-ați format și cum dumneavoastră ne-ați format. Dumneavoastră îl vedeați pe Dumnezeu în fiecare făptură. Îl vedeați pe Dumnezeu în soare, îl vedeați pe Dumnezeu în ploaie. Atunci când ploua, îi mulțumeați lui Dumnezeu. Atunci când nu ploua, aprindeați cândeluța și puneați genunchii înaintea icoanei Maicii Domnului, după cum spunea foarte frumos Petre Țuțea, că o mamă, o bunică îngenunchiată în fața icoanei Maicii Domnului, rugându-se lui Dumnezeu pentru familie, este mai mare înaintea mea decât orice filozofie. De aceea noi am venit cu mare drag să fim alături de frățile voastre. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate și iertare de păcate să ne dăruiască tuturor și acestor oameni de suflet să le dea Bunul Dumnezeu putere să ducă mai departe cu toate încercările care vor veni, cu toate opreliștele pe care le au, să facă pe mai departe această activitate socială pentru mântuirea dumnealor și a noastră, a tuturor. Amin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Îi cântăm la mulți ani și Părintele Nicușor, că ieri a fost ziua Părintele Nicușor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască drumule țean. La mulți ani vă sănătate.
ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Că fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire la mulți ani să Că așa cum un părinte drag mie spunea că floarea pentru o muscă nu înseamnă nimic, dar pentru albine este însuși sensul vieții, așa și noi să facem rugăciune și lui Dumnezeu sensul vieții noastre. Amin. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Amin.